proced în ședință din 18.12.2017 cu următoarea ordine de zi. Deci, punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier CNM Andrei, președinte de ședință pentru 1 ianuarie 2018. Inițiator primarul Comunei Rodoș. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli ca anul 2017 al Comunei Târgu Rodoș. Inițiator primarul Comunei Târgu Rodoș. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Târgu Rodoș, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei Târgu Rodoș. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor pe teren 2018 pentru SECE Compania Regională de Apă Bacău, conform articolului 64 alineatul 1 litera I din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal. Inițiator primarul Comunei Târgu Rodoș. La punctul 5 avem proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitelor de clădiri, teren, curți, construcții și terenii din Trabilan 2018 pentru Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova, conform articolul 456 alineatul 2 litera CD și articolul 464 alineatul 1 litera F din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal. Inițiator primarul Comunei Târgu Rodoș. La punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Inițiator primarul Comunei Târgu Rodoș. La punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale și atribuirea de număr administrativ în Comuna Târgu Rodoș, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Târgu Rodoș. Și la punctul 8, diverse. Acum, supunem aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Și o să supunem procesul verbal din, la ședință din 2017. Înainte să supunem la vot, dacă sunt discuții sau cine vrea să scrie la cuvânt, domnul Vitelinicu. Care este foarte scurt. La punctul 3, anunța este că proiectul hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate a planului anual de evoluția taxelor și tarifelor. Aici aș vrea să întreb. Deci, doamna secretar a punctat aici și a spus, domnul primar face și un anunț și anume cei care vor mai lucra bolos, noi menajer, etc. Să țină cont că sunt camere de luat vedere și că vor suporta amenzi conform legii în vigoare. Cine are acces, domnul primar, la camerele de luat vedere? Eu. Bun. Vă întreb acum, ultima oară, când ați văzut pe cineva aruncând la babi cu noi? Nu știu, domnul ăsta m-a apucat. Se verifică, domnul păi nu, dar eu vorbesc din săptămâna trecută. Miercuri și bine, dacă... Deci, vă rog frumos să consemneze. Pe data de 18, 17, 16, 15 și 13. Ce am văzut? Deci când văd că s-a înțesat, da. S-a înțesat. S-a înțesat. S-a înțesat cu camere. Am văzut cum mâna înțesată cu camere și măcar dacă tot aveți acces, da, uitați. Da, mi-a asta atunci respectiv cu cap. Eu personal, da. Da. Dacă eu sunt în trafic tot timpul. Da. Ca să... Ca să mai... să ne fie și mult mai jur, puteți să mă lăsați un ceam. Sau să mă lăsați un mesaj să gândim un fapt. E cea mai bună variantă. Adică ai făcut, acolo l-ai văzut, sună-mă. Sau sună la primărie, sau la poliție, eventual. Dar repetăm încă o dată. Cine răspunde din această... Cine răspunde la telefon? Că eu, de exemplu, dacă m-a sunat de prima, doar să fiu angajat într-o altă convorbire. Tu sau altul nu răspunde la telefon. Ba, da, mă rog, nu mai contează. Nu mai contează. Gata, nu intrăm în polemici, da? De când nu m-ați sunat dumneavoastră, le-ați spune. Același motiv permanent. Nu, asta e constructiv. Eu țin minte că v-am sunat acum o perioadă și nu mi-ați răspuns dumneavoastră. Ce vorbim? La o perioadă ce înseamnă vreo 3-4 luni, nu? Nu, mai rețin. Mă rog. Dar la astfel de probleme, trebuie trecut peste anumitor boli. Să punem la vot procesul verbal de... În 2019-2017. Cine este pentru? 15. Trecem la primul punct din ordinea de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Cernea Mihai Andrei, președinte de ședință pentru 1 ianuarie 2018. Dacă
Să punem la vot. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2017 al Comunei Cristos, județul Bacău. Discuție, cine se înscrie la lucru? Pentru un sunt, da. Cine este pentru? 15. Trecem la punctul 3. Deci proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei de Hotărâre județul Bacău. Dacă sunt discuții, nu. Conform datelor transmise de ORC Bacău, pe teritoriul Comunei de Hotărâre sunt înregistrat un număr de 256 de firme cu sediu social, din care 21 de firme cu înregistrare temporară și 8 firme lichidare. În anul 2016 s-au eliberat un număr de 108 autorizații de funcționare și profil de activitate pentru firme cu sediu pe Comuna de Hotărâre și pentru cei unde lucru pe Comuna de Hotărâre. Vreau să vă întreb. Toate firmele care sunt, care și-au activitate în perioadă și au autorizații de funcționare, da. Sau numai ei? Că cineva m-a oprit și mi-a spus, deci eu o spun și o să discutăm asta în fața camerei, dacă să spunem, da. Dacă este să lucrește ședința, că dumitare, ai fi spus respectivelor firme că nu le poți elibera autorizații de funcționare, întrucât eu sunt cel care mă opun. Și care vreau ca să desfințez. Da, da, așa mi-a spus. Și o să spun personal, vorbesc foarte serios, o să spun personal că nu mai pot suporta chestia asta. Adică eu sunt cel care mă macină, mă macină. Nu știu. Nu mă macină absolut nimic. Eu sunt foarte corect. Și, adică dacă atât că sunt corect, vreau seriozitate și corectitudine din partea fiecărui coleg, da? Adică, bă, frate, de ce să spun? Bă, nu vreau ăla, că nu știu ce, că nu știu cum. Haideți să fim serioși. Bă, dă autorizații de funcționare la firmă, pentru că și eu, dacă o să deschid firma, ea da, mai este... Da, stați-o dacă v-ați zis că v-ați opus dumneavoastră. Da, eu m-am opus ei. Inserat, eu... Da. Da, și... dar legea nu prevede că un anumit consilier... Nu, da, tu ai motivat că nu poți să-i eliberezi autorizația de funcționare, deci așa s-a exprimat. Așa. Pentru că eu sunt periculos în consiliu. Nu știu ce pericol e, o fi demis pericol public, jucăm într-un film, nu, mă rog. Denis se poate interpreta. Da, da. E chestia că, bă, frate, haideți să fim transparenți, să fim serioși ce asta. Deci asta spuneam. Deci au toate firmele... Nu, au toate firmele autorizații de funcționare, da? Nu, ok. Bine, mulțumesc frumos! Să știți că, bă, acum am ajuns în situația în care și dacă umbli cu cap astfel de autorizații. De zile de lucru am... Da, da, da. Deci, hai să fim foarte bine. Da. Hai. Mai sunt alte discuții, mai zic și alte. Punem la vot ordinea punctul numărul 4. Punctul numărul 3. Cine este pentru? Deci nu la punctul 4 de ordine de zi, primind studia de plata impozitului pe teren, promul se sunt compania regională de apă, parcă conform articolul 464 în anul de legea numărul 27-2015, și primind tot fiscal. Dacă sunt în scrie la cuvânt aici la punctul numărul 4, dacă nu, supunem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Citere punctului numărul 5 privind scutirea de plata impozitului clădiri, teren curții, construcții și teren intravenant 2018 pentru Asociația Maghiarilor Ceanghei din Moldova, conform articolului 456, alineatul 2, litera CD, și articolul 464, alineat 1, litera F din legea numărul 227-2015, privind codul fiscal. Dacă sunt înscriu la cuvânt pentru
punctul numărul 5. Supunem la vot, dacă nu. Cine este pentru? 15 pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiei din Asociația de Dezvoltare Interplanetară pentru salubrizare Bacoa Orașului Dărmănești. Înscrie la cuvânt domnul Stelu. Aveți cuvânt. Deci, se mai scrie cineva la cuvânt, domnilor, dacă sunteți puțin, aș vă ajuta să fiți puțin atenți. Vreau doar atât, să punctez un singur lucru. Am foarte mulți colegi, colaborez cu foarte mulți colegi din acest județ, am discutat. Eu, personal, am să mă opun excluderii orașului Dărmănești din Adis, da? Întrucât le-a făcut un preț. Eu știu că au statut de oraș. Dar eu, prima dată, deci de ce vreau să vă spun chestia asta? Vin și cu argumente. Dacă, la un moment dat, cineva, sunt persoane, și știm cu toții că sunt persoane în comună, care nu pot plăti, beneficiază de gunoi, sau nu scot, sau, de exemplu, reiau ideea ca să nu se supere Adrian pe mine, să spună, e una bătrână, a luat sacoșica și a dus-o la mine. Da? Și eu îi accept. Am luat sacoșa cu gunoi, că nu mor. Eu plătesc tot anul, sunt corect, taxele la bugetul local. Bun. Ce vom face noi în situația în care nu vom plăti, da? Vor ridica mâna, ne vor exclude. Și după aceea ce se face? Vor va veni lumea și va spune, bă, nu sunteți în stare să gestionați. Deci, scurt, termin foarte rapid, m-am să mă opun acestei decizii. Mulțumesc mult. Se mai scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot, punctul numărul 6. Cine este pentru? Stați un pic aici, trebuie să explicăm. Dărmăneștiul are, mi se pare că avea rețeaua lor proprie de stângere. Da, de asta vor da, dar e fac parte totuși din Adiz. Deci, ei sunt în azi prima dată când s-a făcut contractele cu ESAP, adică ca și noi. Deci, am doar ce nu le convine, scuze-mă, am vorbit cu juristul lor. Și au spus așa, ei doar le-a bublat, da? Acum cu noi, 9 lei și ceva. 9 lei, da, da, acum pe bune, trăim în secolul 21 și trebuie să spunem că am statut de oraș. Dar ei se duc, acum ca să parafrazăm unii colegi, se duc la toaletă în fundul curții, da? Deci, bun, ce face la... Nu știu cu ce jurist ați vorbit. Prețul de 9 lei este stabilit pe orașe. Deci, da, e adevărat, da, e adevărat, dar da, de ce? Deci, haideți să ne omorâm atunci comunele limitrofe, să le dăm în cap și la un moment dat, știți cum este? Ca cel care a venit lupul și am sărit sătenii, da? Și după aceea când a venit lupul cu adevărat, n-au mai sărit sătenii. Da. Haideți să fim, haideți totuși un pic să fim și poate să găsești o cale de mijloc, așa, poate ca să mai renegociezi cu ei. Având în vedere că suntem în structură Adis, știți destul de bine că se cer voturile tuturor. Da. Noi aici facem practic ceva formal, pentru că discuția este între ei. Dar noi participăm la... Am da. Rămâne la aprecierea dumneavoastră. Da, da, noi dacă suntem, nu suntem numai beneficiari de servicii. Noi plătim și plătim și o taxă anuală lor. Deci să se înțeleagă foarte bine. E un lucru distinctiv. Deci noi suntem nu numai beneficiari, atât timp cât ia cu noi, noi plătim. Și plătim anticipat. Referitor la Adis și la Lomprest, eu deocamdată sunt destul de mulțumit. Adică, gândiți-vă o leagă ce s-ar întâmpla la final de an. Știți destul de bine în 2016 că n-au făcut. Mulțumesc, domnul primar, pentru că poate suntem cu plata la zi. Da. Dar dacă n-am fi cu plata la zi și am avea probleme, cred că am fi... Ia să nu plătești o lună, să vezi ce te șantajează, nu? E corect, dacă nu plătești, să nu ți-l ridici. Păi da, da, dacă ați situație... Da, da, poate ești, poate odată ești în imposibilitatea de a plăti, nu? Depinde de contract. Dar cu la cum să facă tot haide să fim mai mic cu ajustări. Haide să fim oleagă cu cap pe urme și să înțelegem ce ar însemna să nu se ridice cu numele menajerul unde zi. Deci, da, eu să stabilesc. Da? Cu toții vrem ca să fim civilizați ca în afară. E primul pas făcut. Mai dorează, leacă, dar lumea trebuie înștiințată. Să știți că aici vin în fiecare miercuri, avem o audiență pe problema bunului, domnul Militar, în modul. Deci știi care așa, și le dăm explicații ca să-i împăcăm pe toți. Când nu intră mașina chiar până în poarta respectivă sau o să anumite probleme. Dar să știți că... Asta ce înseamnă? Că le înțelegem și noi da. Compresul da. De unele da. Lucruri da. Unde nu se poate se, deplasa. Chiar dacă au mașini și ei ar trebui să înțeleagă unele exact. Lucruri de la noi. Exact. Chiar dacă au mașini lor, deci ei și-au cei de la frumos să iei. Noi dacă i-am exclus și-am votat cu toți 93-92 de oate votăm împotrivă și pentru excluderea lor, asta înseamnă că nu-i mai primesc ca să mai ducă și ei trebuie să-și caute ceva, nu? Bun. Eu asta am vrut să vă spun. Bun, deci noi am luat
urmează așa și restul e treaba lor. Nu supuneți la vot, domnul președinte, și vedem fiecare. Da. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Cine se abține? 15 abține. Da. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale și atribuirea de număr administrativ cu comuna Târgu cu Județul Bacău. Dacă sunt înscriere aici, domnul Mitru Iuliu. Să mai scrie cineva? Haideți cuvântul. Stimați colegi, aș vrea să... dacă se poate, doamna secretară aici, nu știu dacă au intrat, au venit, ne-au venit străzile, deja astea sunt definitive, aceste străzi care vin acum. Noi ce aprobăm acum? Deci aprobăm nomenclatorul cu străzile, da? Bun. Ne-au venit de la Bacău. Ok. Bun. Străzile sunt alea. Bun. Acum ce pași urmează ca să propun un proiect de hotărâre, adică să vin cu, să adoptăm un alt proiect de hotărâre pentru modificarea străzilor, care, cum bine știți, discutând în ședința din iulie, da? Am spus așa. Strada Marin Preda, să se numească strada parohială anul catolică. Și așa cum nu m-am opus la celelalte străzi, și știți foarte bine că sunt, am fost transparent și corect față de toți colegii, să punem strada Nicolae Răgare de la bufet de acolo, de unde la complexul, de la domnul Sileșter, strada Învățător Maria Rogoza. Ce trebuie să facem? Dar parcă ai dădut înțeles la un moment dat în contencios administrativ. Nu. N-am dat în contencios greșit. Ați spus că v-ați retras la un moment dat. Nu, am spus că nu am dat, am spus, doamnă, de ce este filmarea, nu am dat, am zis că nu vreau să dau, pentru că doamna secretar a spus, domnule, se pot face modificări. Dar nu acum. A spus la 3-4 luni. Doamna a spus la 4 luni. După ce vine, când vine nomenclatorul cu străzi, se pot face modificări. Sper că doamna Vodron a discutat. Mă rog, doamna Vodron, care era în ședință. Nu am discutat personal, am discutat cu ședință. Și a zis că în momentul când se lucrează la REN, se pot face modificări. Nu este definitivat RENS-ul. Da. Nu este că se pot face modificări. Treceți și indiferent, ori inițiați un proiect de hotărâre și solicitați modificarea sau... Atât am. Deci asta a fost singurul subpunct. Asta mai durează pentru partea respectivă. Deci, asta a fost singurul subpunct. Am fost foarte scurt, concis, ca să nu ne inflăm. Atât. Asta a fost. Mulțumesc frumos. Mai e cineva care... Supunem la vot, practic. Deci supunem la vot, numai puțin. Deci supunem la vot cu amendament, fără. Deci în forma inițială. Am înțeles. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Domnul Ferelino, domnul Pagă, Cervinescu, Mulțumesc. Aș vrea să întreb doamna Costolache, la ultima ședință, dar nu în ședințele chiar din vară, care s-au succedat și au trecut. Aceeași problemă ridic cu iluminatul public. Ce răspuns mai aveți cu lămpile care s-au dat jos, care s-au dus la reparat? Sunt 7 lămpi care... Asta le-am văzut. Da. Așa. Și eu de-aia vă dau așa. Răspuns de lui. Sunt lămpi care sunt trimise în garanție de către cel care se ocupă cu intermanța și nu vine la reparație. Și săptămâna asta, zice, mai face de vreme, săptămâna aceasta nu este de 3 luni, este undeva de vreo 4 luni. Una la mână. Vă dau răspunsul. Eu vă spun ce spuneți. Dacă îmi permiteți, domnul... Vă permiteți, spuneți, vă rog. Domnul președinte. Domnul președinte. Dumneavoastră, președintele, îi mai revin o dată. Președintele este cel care... Inclusiv în cazul dumneavoastră. Nu, da. Dar și în cazul meu, dacă vreau să dați. Deci, sunt becurații care... Da, mai sunt 3 luni. Unde? La Orban, ne-a sesizat acum săptămâna. Trei becuri arzi, care spun pe colț aici la Bocarinu și, mă rog, soc, așa cum spun. Știi. Acolo este azi. Și spun din vară chestia asta, nu s-a... Și haideți să facem. Doamnă, dacă sunteți atentă, dumneavoastră sunteți gospodarul comunei aici. Haideți, domnul, treceți peste. Nu.
Acum vorbiți la subiect. Eu nu trec peste. Nu, dar vorbiți la subiect acum. Și vă rog frumos să mai puneți o lampă aici către cimitirul ortodox. Acolo pe colț nu este nimic. Este un singur stâlp, roșu, Ionel, cine mai e pe acolo? Puneți ăsta, pentru că trece cineva, îți dă în cap, nu vede nici, nici naiba nu vede. Dar acum era cu viol. Cu viol, mă rog, viol. Eu n-am spus că era cu viol, dar e de... Mă rog, domnul, haideți să facem așa. Țineți cont că până acum iluminatul era cum era, da? Deci, ce iluminat avem târgu, ce iluminat are târgul Târgu Jiu cu strada principală, nu prea mulți. Hai să luăm pe aia bun. Dacă aveți probleme, oricând se pot rezolva. Nu cred că au fost cazuri, și acum sunt cazuri de consilieri de dumneavoastră care m-au sunat și am rezolvat problema. Se rezolvă, înțelegeți, s-au dat jos lămpile, s-au trimis la firma respectivă, urmează să apară cele 6-7 ani, nu știu cât mai sunt. Așa, și se vor înlocui. Iar dacă aveți zone, într-adevăr, unde sunt neiluminate, așa, eu am optat, știți destul de bine, unul din primele lucruri care am vrut să se vadă clar și noaptea ca și ziua. Deci să avem vizibilitate. De asta am și optat pentru DN, să nu avem probleme, incidente și știți că în trecut au fost accidente, chiar cu deces. Deci ce am făcut, alții n-au făcut, să știți ce am făcut mai. Haideți să luăm mai avem. Uitați-vă dofteana și veniți la Târgu Troiu. Și spre București ați observat că este o comună în care n-au iluminat public de. Cea mai mare cost e, domnul Porcoș, că aș cânta dofteana. Și ce mă ajută cu mine un bec, un plus sau un minus, atâta timp cât nu am asfalt și merg în noroi până la. Cu ce mă ajută cu mine chestia asta? Că deja depinde, văd chiar. Nu, stați liniștit, stați liniștit. Da, stați liniștit. Am două probleme. Una legată cu becurile astea, dar contractul ăsta, un specific, un termen. Băi, eu îți dau becul și mi-au ce într-o zi, dacă nu puteau cu noi. Deci asta e prima. A doua, cu gunoiul. Gunoiul e plătit per membru de familie, da? Iar băieții când vin, dacă ai un sac lângă tomberon, îl ia. Dacă ai doi saci, unul ți-l lasă jos. Dar nu stă. Da, spun vis-a-vis de mine, așa. Dar nu stă să gândească familiarii nouă copii și cum ăsta ai 10. Deci, trebuie discutată treaba asta destul de clar. Bă, frate, tu mi-ai dat un tomberon, dar îmi iei gunoi un tomberon, dar nu ții cont de câți membri e familie care are numai unul. Deci, el ar trebui să-l aduci jumătate de tomberon. Nu trebuie unul. Da, haideți să vă spun. În mediul latin, la mediul de familie, da? Ei plătesc la tonaj. Diferența respectivă, practic, este că știu lor. Pentru că și ei încasează, din chei, au un anumit beneficiu. Acum eu sunt interesat, familia respectivă cu nouă copii. Au contractul ăsta la mine. Deci, atenție. Da, domnule, dar nu se poate. Deci, nouă copii, imaginați-vă ce înseamnă 40-50 de lei de copii. Deci, nouă membri. Da. Deci, pe anumite lucruri care... Domnule, am dat un exemplu. Ideea este să ține cont. Deci, pe mine nu mă interesează beneficiul lor. Bă, frate, tu vii și mă condiționezi de un tomberon de jumătate de metru, cum sau câte răcoare. Dar îmi iei banii pe membru de familie. Câți au contracte, câți n-au sau câți, în momentul când iei tomberonul bunesc, are contract, nu? Mai nu știu, contractul în momentul când are tomberul, nu are și contractul. Clar. Exact. Dar nu mă întreabă, da? Deci asta a fost întrebat. Domnul Borges, să-ți cuvânt, da. Noi mai... În legătură cu comentatorul stradal, am observat câteva locuri unii deja vechi proprietari care apar aici decedat de ani de zile și sunt contract de vânzare cu alte familii și apar tot așa și decedat. Unul este Hasan Luca, strada Preot Gheorghe Lupescu. Construcția este vândută de când bunica renovată, are tot o altă față. Și a doilea, cu Ibar Nică, unde este cumpărată de Carul Constantin, renovată, cu altă față și așa mai departe. Plus, da. Decedați, dar bănuiesc că acum s-a făcut dezbaterea succesiunii. Dar aici unii sunt contracte, vânzare, cumpărare, s-au omis. Deci. Eu nu știu din ce categorie au fi luat numele astea. Dar totuși nu se poate să nu avem documentația clară de a avea.
Bine, numărul de casă păstrează. Am înțeles, am înțeles. Dar mai mult ca sigur, că aveți una evidență, chiar nu sunt numărați. Aveți ceva de adăugat, domnul? Domnul Goagă, spuneți-mi, vă rog, e anexa 3, da? Și poziția, spuneți-mi. Deci. Acum te-a trebuit de vizuită. Da, da. La, am înțeles cu tot. De toate. Revizim casă. Cuibar nicu. Deci, 288. 2-8-8. Ce-i în față, da? Da, da, 2-8-8. 2-8-8. Și celălalt? Celălalt. Asta am vulcat 400. Ai găsit? 400. 400, da. Da. Nu mai, să aveți comandă. Lăsați, sunt urat, dar vreau să adaug că avem un... Reamintesc, de fapt, că trebuie să adăugăm încă un bec, un scăp acolo de Gorbaciov. Avem probleme? Nu, mă, de cred că s-a omis și nu e iluminat o zonă. În legătură cu ce m-ați spus? Da, e o lată de montat pe un scăp. La Negri, la Mărul? Da. Acolo, la Negri, da. E o distanță de vreo... La Gorbaciov? Păi, scos. Acum aveți altă stradă. Nu era iluminat. Nu era iluminat. Așa nu voia. Ia mă, tata, asta vreau să se notează. Dar vorba ce nu știu. Hai să vede legea, nu? Vă vede legea, trebuie să mă dea. Nu scădă, da? Tot Gorbaciov mare. Vreau să ne gândim pentru anul viitor, dacă se poate, dacă legislația ne permite. Cel puțin la viitor am văzut câteva locuințe care nu sunt folosite de ani buni, sunt într-un stadiu avansat de degradare și prezintă un focar de infecții pentru vecini. Să dăm, eu știu, să putem face o hotărâre de consiliu fără studii de taxe sau nu știu, să facem curățenie acolo. Bineînțeles, cu acordul, cu acordul proprietarilor care... Da, da, da. Păi da, dar cu acordul proprietarilor... Deci nu sunt locuite, cu acordul moștenitorilor. Eu am fost în Pilaș, noi avem un târgul Drodoș aici, chiar în centru, e la Izvoare, acolo, două case. Cu unul din ei am reușit într-un final să iau legătura, cu al doilea nu îl găsesc nicio culoare. Nu știu, de unde stă. Oricum, curățării trebuie făcută, e problemă cu vecinii. Știu, dar una e focar de infecții. Vara asta, vara am avut un incendiu, un copil a dat foc acolo la iarbă și s-a extins până la gospodării. Da, facem o hotărâre de consiliu local și în primăvară intrăm cu tirarul cu strips. Dacă nu își îngrijesc ei, îi spate. Domnul Ureanu, haideți. Eu aș vrea să te spun dacă avem datorii noi la apă. Da, discutați în ultima ședință, parcă mai avem undeva la 8.000 de lei. Deci datoria noastră din satul nostru din satul la, da. 8.000 de lei. Da, 7.000 știu. Școala Târgu Drodoș s-a finalizat până la urmă. Da. S-a făcut recepția doamnă. Da. Nu, nu, nu. Recepția o facem cu toții. Dar mai să spuneți dacă suma a rămas aceeași sau da, s-a mai mărit? Da. Deci nu s-a adus completări? Nu, nu, nu. Am, în plus față de construcția respectivă, am mai făcut pavajul pe cât și de da? Da. Așa am hotărât să facem o leacă de pavaj la intrări. Nu? Da. 60 ceva de metri pătrați. 60 de metri pătrați. Da. Urmând ca am trimis documentația și adresele către toată lumea pe 21. Pe data de 21, astăzi trebuie să primim confirmarea de la ISC. Și în momentul în care ne vine confirmarea, să luăm legătura telefonică. Toți ca să ne anunțăm exact dacă să... Pentru că ei ulterior, anterior nu au fost de acord cu data, au zis că o sunt pe ianuarie, iar noi nu putem pentru că trebuie dată numai căldură în școală, avem copii, avem... Și așa am mai relăit, am mai... Am înțeles că s-a găsit un anume domn pentru centrală, cu un foc, da? Interesul nostru este un lucru mai rău, să fii caldu, să fie. Amințele? Să înlăzi? Tot, tot, tot. Ținând cont că începe un an nou. Bănuiesc că ați făcut proiecte pentru anul următor, nu? Da, pe proiectele sunt în derulare, că le-am luat din anul. În derulare și care le veți pune în practic. Da. Ne făcând niciodată cu cetățenii o ședință, aș vrea ca să fie în știință, să noi avem fiecare, în fiecare sat există câte un panou. Da. Da. Aș vrea ca să fie în panourile respective, să înștiințăm, domnule, ce proiecte vreți să derulați pe anul respectiv. Deci pe 2018 să fie pus
ca să nu mai fie probleme și discuții cu cetățenii. Domnule, ce veți face pentru anul următor? Ce le veți căia? Sau eu știu, drumurile? Sau ce se întâmplă în continuare pentru proiectul stabil? Da, eu cred că este mai bine. Dacă nu s-a făcut ședințe, măcar le puneți acolo și atunci nu mai vine nimeni să întrebe cine, domnule, ce ai legat să faci sau cum este? Știți, ședințele, m-am gândit destul de bine și la chestia asta. Ședințele, în momentul în care realizezi ceva, vii și spui, uite, domnule, am făcut, hai să-l reținem, hai să facem. Eu nu zic că nu e bine să facem o ședință să se discute problemele. Ședințele nu se țin numai dacă s-a realizat ceva sau nu. Că putem să ținem contul, poate au și către unii cetățeni, au ceva de obiectat sau ceva de spus. Trebuie să luăm în considerare. Obiectat, dar poate să vin aici sau poate să mă... Eu am fost la ea acasă, de ce să vă ascund? Eu umblu la toată lumea, adică cine m-a chemat cu o problemă, sau nici nu s-a pus idei mai bune decât care să fie puse în practică. Și asta trebuie luată în considerare. Deci păi da, dar e treaba Consiliului Local. De aia sunt audiențe. Deci lumea poate să vă spună, vă transmite prin dumneavoastră, dacă nu vor să vină la mine, poate nu mă clar. Poate să vă spună dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, nu dar eu cred că nu este un impediment ca să nu este niciun impediment. Nu știu altă problemă care ar fi pus la asta. Ce vrea să se facă? Cu proiectele pe care le aveți dumneavoastră să le puneți. Domnule, în principiu un lucru, pot să vă spun, este și public. Acum să nu spuneți că nu se vede la televizor sau nu. E vorba de bucata aia de asfalt de un kilometru, că nu ne-am încadrat cu avize până acum. Cu toate că am zis că terminăm acum în toamnă. Nu ne-am încadrat și timpul nu mai permite. Am înțeles, dar eu v-am zis că ce vreți. Așa, proiectele pe care vreți să le faceți. Am înțeles. Doar atunci le puneți, e cel mai simplu. E vorba de poduri și podețe. Alea trei poduri. Podul de la, ulterior am avut discuții, domnul Goagă, podul de la Bărnești. Așa, până la urmă mergem pe varianta de pod până într-o 100.000 de euro și pod metalic, dar exact cum am discutat, ca să nu pierdem nici banii de la GAL, că nu ai rost pe 70.000 de euro, așa votăm variantele ca să fie cel mai... Vedeți, eu cred că este bine, dacă puneți în fiecare sat ce vreți să, ce proiecte vreți să derulați. Și atunci se termină. Nu am nimica. Odată cu afișarea mea, că eu n-am nimica de așa, puteți să vă afișați și dumneavoastră dacă aveți ceva de spus lumii, dacă nici. Asta nu e. Eu v-am spus. Afișierul l-am pus destul de mare. Da. Deci... În legătură cu căminul cultural s-a terminat, se începe sau nu se va începe la... Da, o să intrăm la procedură de acolo. Da? Da. Drumurile. Drumurile au fost exact. Noastre, da. Da, drumurile noastre au fost extraordinar de rele. Eu aș vrea ca să ținem cont de acest lucru și la anul să facem în așa fel ca să cumpărăm un grep. Pentru că eu cred că o să ajungem, dacă e să luăm de investiții și de deci, păi da, dar noi avem foarte multe drumuri comunale. Deci nu avem drumuri asfaltate, ceea ce implică de fiecare dată refacerea drumului, da? Păi noi dacă de fiecare lună, eu așa zic, eu așa gândesc, dacă în fiecare lună aducem câte un credere și eu știu ce sumă se va aloca, facem 500 de metri de asfalt de pe drumurile. Deci, domnul Bureanu, facem și după aceea vedem ce facem. Exact. Domnul Bureanu, haideți ca să lămurim și problema asta. Știți despre... Da, domnule, dar cu credere putem să facem... Păi, dar peste tot, nu? Dar aici facem, că și asfaltul se poate face. Asfaltul este proiect. Domnul este un impediment. Ascultați-mă, Bureanu, știți destul de bine că drumurile până acum s-au făcut majoritatea timpului cu utilajul primăriei, cu bol de excavator. Având niște probleme și rămânând fără niște cuțite din astea speciale, am apelat repede să nivelăm drumul cu... Dar nu o să apelăm. Deci tot cu utilajul le vom face, că e destul de suficient. Să luăm măsuri, să cumpărăm adecvat pentru utilajul nostru, ca să poată să facă... Să aici am vrut să ajung, da? Drumurile. Deci trebuie căutat deci, o soluție. Un utilaj ajunge la 200.000 de euro. Vă dați seama, sunt niște bani. Cu aia 200.000 de euro mergem și facem 2 km de asfalt. Facem 2 km, dar deci, noi nu putem să lăsăm și pe celanți care nu o să fie. Deci nu. Facem 2 km, o să facem numai pentru o porțiune. Iar restul ce o să facă? Restul să o să știți că 10 ani eu am fost foarte mulțumit de manopra cu care m-am descurcat cu utilajul. Deci doar că cuțitele respective de la drumul sunt proces, trebuie schimbate până vine comanda. Trebuie luat atunci o măsură pentru... Da. Dar la asta m-am gândit și eu, la o lamă specială pentru bulldozer, pentru utilaj, da. Ca să se poată exact, exact. Și nu în ultimul rând, fiind ultima ședință, vă doresc sărbători fericite. Să avem sănătate. Mulțumim. Da, singură remarcă.
Am dat nici legat de punctul 1 de la ordinea de zi. Știu că în prima ședință al Consiliului Local, pentru un nou mandat, am stabilit ca președințe de ședință să fie în ordine alfabetică toți consilierii. Și cred că nu mai este oportun ca să mai facem proiecte de hotărâre fiecare ședință ca să aprobăm acest... Așa se cere. Asta e legea. Da, mă rog, este un remarc. Da, bun. Haideți dacă tot am voie să spun că am adus proiectorul și l-am montat. E vorba de un anunț pe care îl încerc grav. Având în vedere proiectul de extindere a apă și apă uzată pe comuna Târgu Trotuș, cuprinsă în lista de investiții prioritare din cadrul masterplanului județean Bacău, operatorul regional SC Crave Sabacău solicită ca fiecare proprietar de gospodărie care se află pe strada unde urmează să se realizeze extinderea de apă canal să-și exprime prin semnătură acceptul de racordare branșare la finalizarea proiectului. La anul se vor apuca de treabă, sigur, și ne cer listele cu semnături. Eu aici am făcut o copie de cele două sate, știți că Ișoara nu face planul, nu face parte din master planul Cravului. Așa. Am adus și o schiță, să vedem. Așa. Aici este extinderea de apă pe Târgu Trotuș, da? Așa, mi s-a uitat. Aici avem extinderea de apă din Târgu Trotuș. Avem bucata lungă care este spre Târgu Ocna și avem câteva străduțe pe la, unde nu avem apă deloc. Da? În tot avem două, dacă nu mai așa. În tot avem astea două bucățele. Aici e vorba de strada... Nu, e vorba de la Cristiana unde are băietul casa, da? Așa. Asta. Și aici este bucata de la Imbrea, unde este o singură casă. Dar preconizăm că vor fi. Știu unde trebuie, nu? Da. La Marcelin aici și aici la Cristian, unde au casă. Așa, pe totuși observați porțiunile 1, 2, 3, 4, 5 și cea mai mare, care îi dăm intrabilans pe Târgu Ocna, partea de jos, da, unde o să vedem cum facem și cu rețeaua de electricitate. Asta este rețeaua de apă. Apoi, rețeaua de canalizare. Așa, existentă. Aici aveți tuta și... deci cu galben observați instalația, iar bucata asta, bucata care nu este marcată, este deja existentă. Deci este până la biserică, da, până la căminul cultural în tuta, partea de la deal, câteva străduțe care sunt, restul sunt necanalizate. O să vină făcut inclusiv până la ieșire din tuta. Așa, și Târgu Trotușul la fel. Vedeți câteva străduțe unde nu sunt marcate, unde există deja. Și cu galbe. Da. Aici unde deja există canalizarea, probabil în primăvară, la prima oră, o să avem licitația pentru branșări canalizare. Preexistente, o să avem licitația pentru branșamente. O să începem cu Târgu Trotușul. Din ce motiv? Nu știu exact ce se va întâmpla și ce se întâmplă cu adopțiunea asta de apă. Deci nu ne convine ca să ne apucăm să facem o investiție și apoi să vină altul să ne o strice. Și atunci am zis, până să așează lucrurile, o să vorbim cu pe Trotuș. Așa, pe Vieșoara, că vorbim să înceapă. În ce sens? Unde? Deci ei încă nici ei nu sunt deciși pe unde vor trece cu magistrala de apă. Deci asta înseamnă să te duc, că tinde să treacă prin sală. Da. Deci tinderea este. Au fost, deci... Ei cu cât timp ne vor avertiza că vor începe lucrările pentru... Domne, mie mi-e frică să nu mă trezesc ca și la pasărată. Atunci știți cum s-a lucrat. Când s-au apucat fără... Păi dar nu poate, că eu cred că nu suntem aici cu crese sau eu știu, cu cuvere. Până la urmă, cred că putem să luăm și noi măsuri în așa fel încât ca să... Vedem care este situația. Dar nu pot să accept ideea, exact cum a fost și atunci cu Săramura, începe să facă campanie, când era campanie, toată lumea ducea porumb, toată lumea nu știu ce, și se făcea cu Săramura
conductele. Ca și acum, eu cred că iau acolo un termen. Domnule, trebuie să anunț cu 30 de zile înainte sau eu știu ce. Așa cred. Pentru punctul ăsta o să notez și o să facem luna viitoare în ședință. Și o să chemăm pe cineva din partea CRAB-ului și mi se pare arhivului ca să ne aducă la cunoștință, în așa fel încât să știm cum va decurge lucrurile. Da, da. Trebuie accepte ce trebuie și, timpul. Da, da, și în plus de asta să vedem cum, adică la ce adâncime vor face, pentru că în unele locuri străzile nu sunt destul de late, sunt destul de înguste. Ca atare, casele sunt exact aproape lângă stradă, face o săpătură de 3-4 metri sau de 2 metri, dar este suficient să facă și o săpătură de 1,5 metri. Da. Și mă trezesc exact, eu vorbesc pentru că eu am la casă mie fisură, n-am știut când s-a făcut prima dată saramura, n-am știut ce măsuri trebuie să iau ca să pot să demonstrez pe parcurs după un an, doi, că ce s-a întâmplat cu colțul la casă, da? Și nu mai vreau să ajungă situația. Deci vă dați seama, n-am știut dumneavoastră că sunteți angajat. Păi nu, n-am știut când s-a făcut prima dată. Gândiți-vă, deci prima dată când s-a făcut saramura, când s-a introdus prima dată, nu s-a introdus acum de 2 ani de zile. Da. Da? Bun. Deci eu trecut, exact dacă mă uit bine, față de casa mea acolo, a trecut la 80 de centimetri. Colțul unde a intrat saramura. Și s-a întâmplat, s-a fisurat. Deci colțul în 4 locuri și am câte 3 cm. Eu nu mai pot să dovedesc acum că din cauza lor. Da. Bun, deci un lucru e clar. Până la ora actuală, deci până la ora actuală nu se știe exact pe unde va trece magistral. Da? Deci, da, da, eu țin ca să te înștiințez, ca să știi. Mai mult ca să luăm măsură. Așa, aici avem exciderea de acolo. Nu sunt împotrivă. Târgu Trotuș. Vă rog. Deci Târgu Trotuș și tot are 3.359 de metri de extindere apă. Majoritatea pe Târgu Trotuș ați văzut. Așa. Iar canalizare avem 6 km jumate, deci 6577 de metri. Așa, iar pe Târgu Trotuș avem 11 km 331. Asta ce canalizare? Canalizarea, da. Sperăm să înceapă cât mai repede să vedem cum. Așa. Deci eu v-am prezentat la momentul actual și de ce suntem plini și sigur de poimul ăsta? Ce nu știți, domnul Mitian? Nu știu, de sunt aia 11 km. Toate sătițele. Tot s-a. Bun, am două cereri pe care aș vrea să le dau citire. Subsemnatul Ianul Valentin, domiciliat în statut acum la Târgu Trotuș, numărul 35, în calitate de administrator la SC San Marino SRL, prin prezent a solicit concesionarea suprafeței de 2568 metri pătrați, teren situat în tablaua 54, parcela 1173/1, punct, lângă azilul de bătrâni. Solicit acest teren pentru depozitarea materialului construcții și parcarea autorului. Solicit un răspuns în scris la solicitarea mea și în caz afirmativ să mi se comunice procedura de concesionare. Este vorba de terenul, știți unde... Așa. Domnule primar, subsemnatul Ungureanu Petre, domiciliat în satul acum la Târgu Trotuș, județul Bacău, rog prin prezent, am aprobat concesiunea terenului aflat în fața magazinului și laterala spre Biserica Tuta pentru a amenaja șanțul lateral și a turna din beton un șanț în fața magazinului. Menționez că nu voi construi și nu voi face gard. Voi menține curățenia în centrul satului. Aici avem și măsurătorile. Da, da. Dacă sunteți interesați să rămâneți să vedeți exact de ce e vorba, e vorba în fața magazinului spre Țaș are mai puțin, dar o distanță mai mare ar fi aici, nu știu câți metri, câțiva metri, în care să întreținem spațiul acolo. Da, rămâne la... În față 53 de metri pătrați, lateral 124 metri pătrați. Deci tot
toată ramura respectivă. Așa, eu am discutat cu el, vrea să-l betoneze acolo, vrea să șansul la respectiv să-l facem, să-l facă de la zero, să-l reconstruiască. Acolo avem o problemă referitor la albia răului, nu există albia rău. O să începem, deja am început de fapt procedurile pentru a delimita. Știți bine că la un moment dat, prin PNDL, prin poduri și podețe, noi am vrut să reabilităm podul respectiv, podețul, fiind făcut acum 15 ani, cu o anumită lățime. Cu 15 ani am făcut. Da? Mă rog. Când au fost cu Saramura, s-au făcut ei. Atunci s-au pus niște condiții care s-au respectat atunci. Mai eu n-am fost, nu sunt de acord cu lateralele alea. Deci, cel puțin de la bufet, acolo e cam, acolo mergea deschis tot, știi? Și n-am putut să-l punem pe PNDL 2 pentru că nu figurează podul. Da? Neavând albie rău care curge de sus. Și atunci am intrat în procedură să delimităm un metru, un metru jumătate, așa, iar restul să fie. Și cu timpul să intre în vigoare ca și podețe. Da. Atât de tot. Așa, vis-a-vis de cele, da. Dacă sunt întrebări, dacă sunt... Evite să nu vedea proiecte întâlnire, ședința următoare. Da. Vreau să un aviz de plin. Da, da. Prin ce? Ca să facem... Să suntem de acord, facem proiecte. Bun, da. Acestea, mi-a spus, e clar în ședința. Da. Sărbători fericite, am zis, mă zis, mă dați, ne auzim la ședința următoare.